lăuda că am scos încă o serie de elită. Că de fapt asta este mulțumirea oricărui profesor, să știe că a scos o serie de copii extraordinari care imediat reușesc să se să-și rezolve orice problemă. Să se integreze, să-și găsească loc de muncă și să fie performanță la locul de muncă. Să fie performanță, prindă, că mai ales acum cei de la Bruxelles, la Comisia Europeană, umblă după candidați pentru ocuparea de posturi, România intră în Uniunea Europeană, au nevoie de foarte mulți tineri care să lucreze efectiv în birourile Comisiei Europene. La vară deja am doi candidați pe care și trimit acolo la să lucreze, ca să și învețe ce se întâmplă într-o divizie, chiar cea de e-commerce. Și sigur că facultatea noastră va avea această șansă ca absolvenții să pot aspira și să poată concura fără niciun fel de, ce să vă spun, de problemă cu cei din celelalte țări. Orice absolvent de la o facultate renumită din comunitate. Comunitate, deci nu e nicio problemă. Ei sunt, deci pe lângă că învață cum se fac, care sunt mecanismele interne ale Comisiei Europene, ale Parlamentului European, deci toate structurile europene, practic, le învață foarte bine. Singura chestiune, le trebuia uneltele cu care, într-adevăr, să poată să performeze. Haideți să încercăm să le prezentăm pe scurt, succint, și telespectatorilor noștri. Nu sunteți studenți în anul 4, dar totuși cred că sunt interesați. Colegul este cu... Deci, în primul rând, vorbim despre globalizare, care deja este un cuvânt clar. Nu mai trebuie definit și cei care n-au înțeles că lumea este globală și a intrat în globalizare, va trebui să-i ajutăm cu tot tactul necesar de a înțelege acest lucru, pentru că altfel rămân anacronici și desueți în secolul 21. Alături de aceste elemente de globalizare, studenții învață sistemele de mobilitate, mobility. Cum ar fi, de exemplu, delocalizarea, dematerializarea, sustenabilitatea durabilă, și mai ales învață ca aceste elemente să le folosească ca și un stil de viață în care să îmbine business-ul, deci crearea de valoare adăugată, ca să este de fapt menirea afacerilor, să adaugi profit, valoare, da, să aduci profit. Profit, bani și așa mai departe, împreună cu entertainment-ul, deci împreună cu starea de a te simți bine, starea de confort. Deci asta este de fapt ceea ce încearcă mobile business-ul să facă. Și tu ne spuneai cum ar arăta omul de afaceri al secolului 21? Cum este, după părerea ta? Deocamdată, din păcate, lucrează cu aceste mijloace rudimentare. Rudimentare, în ghilimele? Da, din păcate sunt rudimentare, adică au 2 kg, ceea ce e mult. Deci, generația 3-a de echipamente, care poate o să am ocazia după anul nou, că voi schimba toate echipamentele, să vedem cum funcționează cele din generația 3-a, care fac, care sunt extrem de ușoare, greutate mică, transmit multimedia systems, deci transmit direct imaginile, nu numai foto, cum se întâmplă acum, dar pur și simplu și de televiziune, practic. Tu îmi spuneai că omul de afaceri al secolului 21 este ori în pijama, ori în slip de baie, undeva în Hawaii, stă pe plajă și își conduce afacerile, sau în pijama, acasă, pur și simplu, dacă e răcit sau dacă așa vrea el, stă acasă și își conduce afacerea de acasă și totul este perfect. Deci, eu am nu mai trebuie să țină ședințele de producție interminabile cu care eram noi obișnuiți înainte. Nu mai există ședințe, asta e prima idee. Chiar și studenții mei vin la curs pentru a practic aș lua datele de contact informațional, pentru că ei de fapt lucrează independent. Ei pot să intre, să iasă din curs când doresc, din seminar, deci nu există o restricție, pentru că în momentul când creezi un sistem rigid, el nu mai e mobil. Iar studenții trebuie să învețe, cum am spus și aici, delocalizarea, care este un cuvânt cheie, chiar primul, este ca să poți lucra oriunde te afli, fără să depinzi de un element de spațiu. Deci, practic, data trecută spuneam că la centrul de afaceri Transilvania eu am desfințat birourile.
și toți colegii mei, încerc, încă mai am de lucru cu ei, încerc să-i fac să lucreze acasă, știu, un drum spre Budapesta sau spre București, la firme. Să nu pierdă niciun moment din zi în care să fie... pot să facă ceva în productiv. Deci biroul te face să nu faci nimic. Te deci, leagă. Ești legat, birou... ești constrâns, da. Și imobil și de multe ori fără randament. Da, și te, mai ales că te face dependent de alți oameni care să vină în birou. Deci tu obligi niște oameni să vină la tine în birou, ceea ce este complet, cum să spun, în afara normalității, deci ca și cum ai fi primar sau prefect sau ministru sau stai într-un birou și tot aștept să intre oameni la tine care nu știi de fapt de ce vin. Nu știi de ce te caută. Da, haide să revenim. Ori toate problemele important, astea, da, se pot rezolva prin sisteme virtuale rapide, iar factorii de decizie, să zicem, pentru că acum Guvernul României a înțeles foarte bine lecția asta și eu mă bucur, mai ales ministrul comunicațiilor Nică, e un om extraordinar de bine intenționat și pregătit și care a introdus conceptul de e-government, deci de guvern electronic, printre primele țări din Europa. Vreau să vă spun că suntem foarte avansați în aceste tehnologii și aceste gândiri. Sunt țări avansate, nu vreau să spun numele, să nu supăr misiunile diplomatice din România, dar am stat de vorbă cu foarte mulți specialiști din astfel de țări și nu au gândirea noastră, sincer. Haideți să revenim la cursul tău ca să am timp după aceea să întreb și pe ei. Da, deci care... în formă, se vorbește foarte mult despre integrarea europeană, despre cooperarea transeuropeană care nu mai poate fi realizată decât numai pe sistemele de comunicații moderne, deci pe internet. Deci această cooperare nu mai intră în discuție cu altă... formă, se învață de asemenea tehnologiile societății informaționale, care de fapt sunt cele care stau la baza întregului sistem, cum ar fi, de exemplu, competitive knowledge economy. Deci este un termen preluat din limba engleză și care s-ar traduce în românește cu economie bazată pe competitivitatea cunoștințelor. 70% din această traducere greșită. Deci numai 30% e corectă. Deci ca să traduc aceste trei cuvinte cheie în engleză, poate îmi trebuia o oră. Deci de-aia va fi foarte greu. Va fi foarte greu dacă nu le luăm așa cum sunt. Sigur că pe lângă aceste sisteme, intră în discuție și cele tehnice. Deci cum ar fi, de exemplu, sistemele de comunicații, cum ar fi acest laptop sau comunicatorul care este pe masă sau telefoanele din generația a treia, aceste telefoane celulare din generația a treia, care se apropie foarte mult, deci care fac trecerea între acest GSM pe care noi avem în buzunare, în care comunicăm, cu un nou sistem care se numește UMTS și care va da posibilitatea să se transmită mari cantități de date și de informații pe unitate de timp foarte mică. Deci totul va fi foarte comprimat. Da. Deci sigur că se poate vorbi foarte mult. Poate ar fi bine și colegii mei să... Da, între o să timp, întrebăm să, și pe ei, da. Spunem, înainte câteva... de a trece, să-i întreb pe ei ce au înțeles din prima lună de curs.